aí, moço. Vou aprovar o direito de negócio. Uitați să-ți fie, uitați să-ți fie toate incoerențele pe care le auzi datorită unei stări de emoție pe care nu mi-a fost stăpânit. Atunci când vorbesc despre Valeriu Grafen, un om care mi-a schimbat viața, în sensul că prin el am reușit să-L văd pe Hristos în lumina Lui adevărată. Acela datorită faptului că tot ceea ce vă spun, nu vă spun din fabulații, din scrisul altora, din povestirea altora, și dintr-o trăire personală. Ca să ajung să-L cunosc pe Valeriu Grafen, paradoxurile vieții mele în legătură cu el au început pe 6 august 1945. Nu te mută. În noaptea de 5 spre 6 august m-am prins. Am uitat într-o biserică și am luat de-a rândul picturile. De la dreapta, la stânga, la altar. Și pe ce am terminat, am vrut să ies. Ușa era închisă. Am avut o stare de tulburare și am folosit mamei mele de știință. O, m-am duc cu știa asta, înseamnă cu șurii. Și într-adevăr, a doua zi, a șase, mai era în noaptea, 3 securiști au intrat, au dat buza în casă, m-au luat și s-a adresat unul către tatăl meu care stă la fereastră. Zice, nu fiți îngrijorat că o să vină repede. I-am dat o seama ce fel de repede, m-a urcat într-un bilt, mi-a pus ochelarii în ochi, negri, n-am văzut cum duce, cum mă duce, și-a oprit undeva, într-un timp. Când mă uit la dreapta, asta română. Acolo era o colonie unde stătea șeful grupului care m-a arestat, capitanul Copzal. Unul dintre ei doi îmi pune pistolul la tâmplă și îmi spune ce până aici ți-a făcut. N-am făcut. Celălalt spune ce lasă-mi acum ca să spui tot ce știu. Și m-am dus la securitate, m-am apucat în un bec și a doua zi spre noapte, sunt scos la închetă. Șeful închetei, un fost legionar, cu grad de major, trecut la comuniști, m-a închetat numai cu farurile aprinse în ochi. Nu mai vedeam, eram nebunit, dar ajutorul Maicii Domnului a fost vădit. Nu i-am răspuns la nicio întrebare. Am intrat în beci, ăla, în care în 3 zile m-am umplut de păduchi, luam păduchi cu mâna,
coaie, plecam ca oricare altul care era închis acolo, într-o mizerie fantastică, într-o foame. Mă rog că eu nu prea am avut simțul foame. Anchetele au fost dure. Și ne-a dus la penitenciarul Ploiești. Dintre cei arestați se turnau unii pe alții. Eu n-am băgat pe niciunul. Împotriva tuturor amenințărilor, mi-am ținut de demnitatea și n-a intrat niciunul în pușcărie dintr-o oameni. Restul din ceilalți se aduceau unul pe altul, dădeau declarații. La penitenciarul din Ploiești s-a întâmplat un lucru. Securitatea a vrut să ne lichideze pe toți. Și printr-un țărănist, Ion Antoniu Grec, veneam, a organizat o evadare pe masă. Și a venit la mine un băiat foarte bun, dar de o credibilitate extraordinară. Era aviator George Gaspari. Îmi spune, la noapte evadăm, tu să fii acela care să dai cuvântul, ordin de evadare. Am stat și m-am gândit și un duh bun mi-a lăsat impresia că și așa a fost, că este un aranjament. Și s-au îmbrăcat toți și așteptau cuvântul de la mine. Eu nu m-am îmbrăcat. Și m-am uitat pe fereastră. Niciun semn, niciun zvon. Sus la prepeleac lipsea gardian. După ce-i liniștea. Dubios. Când am văzut tăcerea, am dat un fel de ordine. Toată lumea se dezbracă și intră în pată. Toți și-au dat seama de ceea ce s-a șurut în urmă. Sub mine, că stăteam la un pat deasupra, un țigan. Și trebuia să inventez ceva, pentru că erau după zid, așteptau gardienii. Și am luat bătaie. Și am început să-i car la pumni în cap până a început să strige, să urle. Iar eu strigam în gura mare, de ce mi-ai furat medicamente? Auzi? Medicamente? Aude gardianul șef și a doua zi se prezintă și îl întreabă pe țigan. Cine te-a bătut? Și ăsta. Și arată spre mine. Și de ce l-ai bătut? Că mi-a furat medicamente. Păi tu ai medicamente? E, am avut, nu le mai am. Prima palmă. La securitate, la anchetă, am avut amenințări, faruri, chestii. Foame, dar n-am primit nicio palmă. E, ăsta mi-a dat o palmă, gardianul șef, enervat că nu-i mersese rosturile cu securitatea,
și am ținut-o minte. De aici ne-a dus la Brașov. La Brașov era curtea marțială pentru judecare. Acolo, o întâmplare cu totul și cu totul deosebit. De la mama mea am învățat dragostea către Hristos. Și din timp în timp, față de toți care erau acolo, 50 de inși în cameră, vorbeam lucruri legate de religie. În acel timp, Stalin a dat ordin ca toți iehoviștii și sioniștii din țară să fie arestați pentru că sunt agenți americani. Și cineva mă toarnă că țin lecții de religie în cel lucru. Și vine Galdianu și întreabă, care e Anastasescu? Eu, poftim cu mine. Și m-a dus în camera Politruc. Politrucul, un evreu tânăr, escapat de la Auschwitz. Și tu vorbești, mă, pe Hristos, de bine? Când am văzut forma în care am fost interogat, nu i-am dat niciun răspuns, nici pe da, nici pe nu. Și cum era el mărunt de stat, s-a înălțat pe picioare și mi-a tras o palmă cum n-am primit în viața mea să mă dărâm. Cu tot corpul s-a lăsat pe obrazul meu și spune gardianului, du-l la celula 8. La celula 8, de cine trebuie să mă dau? De 6 ardeleni, piticuți la catură, toți cu jambiere, cu un ședor mare, de lână, m-au luat în primul. Cine erau ăștia? 6 iepăriști, martori al lui Iacob. Șapte zile și jumătate n-am băut gură de apă, n-am mâncat nimic, am stat numai în picioare și nu mă lăsa să dorm în picioare. Și treceau cu gamela, cu mâncare pe nasul meu și spuneam, te lepezi de Hristos? N-aveam niciun răspuns, nici da, nici nu, nu meritau acești ardeleni. Șase. Dar am recunoscut un lucru. Eram obligat. Cineva a stat lângă mine. Că nu mi-era foame, nu mi-era sete în tot acest timp și nici somn. Mă rugam la Dumnezeu să mă umilească să stau în genunchi. Și când stăteam în genunchi, mă lăsam pe cărcâie. Făcând o socoteală la cele ce s-au mai întâmplat, că atunci, în acele 7 zile și jumătate, a fost mai ca Domnul. După 7 zile jumătate m-au scos ca să mă ducă la proces, aveam înfățișare, împreună cu lui. Ne-a dus, ne-a judecat aia acolo, dus pe dus, și când să ne întoarcem, gardianul a uitat să mă ducă la celula și m-a băgat în celula din care fusese. Faptul că n-am simțit foame, n-am simțit sete, n-am simțit somn, mi-a dovedit că cineva
puterea dumnezească să nu dăm. Și mai încolo, mi-am dat seama că acea persoană n-a fost decât mai tatăl meu. Unde m-am mai întâlnit? Era la final. La final, în prima zi de muncă, aveam 19 ani și jumătate. Și aveam 36 de kilograme și jumătate. Mi-a cântărit la canal. Și ne-a luat la fiecare, în parte, ne-a luat analiza sângelui să vadă dacă avem sifilis. Nu e pentru asta. La mine s-a smucit în toate chipurile infirmierul să-mi scoată sânge. Nu curgea sânge, venea doar o spumă roșie. Și m-am lăsat în pace. Și în prima zi de lucru, lucram la descărcat șine de cale ferată, în vagon, și aveam la capătul celălalt un om arunc, cocoșă. Și eram amândoi slabi, dar el scapă șina de cale ferată, care avea vreo 6 metri lungime, da? De greutate nevinoasă. Și prin reverberație îmi cade și mie șina de cale ferată pe piciorul stâng. Marele meu noroc a fost că piciorul se găsea pe o bucată de pământ proaspăt săfat. Că dacă era să-mi prindă piciorul pe teren tare, era vai de pământ. Dar am făcut-o rău. S-a infectat și să-mi scoată durerea din mine, doctorul Ianuș, unul căruia îi port respect pentru ce a făcut, cum a făcut. Atunci când se gangrenase planta piciorului stâng, la degetul mare, și când a apăsat pe unghie, i-a zbucnit puroiul în ochi, în nas, în gură, dar el și-a continuat activitatea. Nici măcar n-a pierdut timpul să se șteargă mâna la ură. Ungur. Îmi curgea foarte tare, îmi ia clar. Și eram bandajat și mă scotea la muncă. Și se făcuse bandajul ăla bocam, ciment. Și nu mai putea să-mi scoate. Și un medic tânăr, tot acesta, să tot căznea să ne-l dea jos și nu putem. Zice, dragă, nu putem să-ți facem anestezie ca să ți putem smulge, pentru că va fi foarte dureros. Și atunci, întâmplarea face, dacă a fost întâmplare, să vină unul cu o găleată în care un țăran nici la un porc nu i-ar duce mâncarea sau mâncă. O apă fiană. În fața mea, doctorul Ianuș, un evreu sărac, care n-a știut să păzească de soare și muncea în pantaloni scurți. Și a făcut insolație.
și s-a infectat pulpa piciorului stâng. Și am luat-o pe Adrian și piciorul, l-a băgat în galeata aia apăsiată, s-a fost infectat. Și cu un bisturiu a început să-i lase din carne. Eu cu ochi acolo, când am văzut, am leșinat. Doctorul de lângă mine, când am văzut că am leșinat, atât am auzit, și acum. Și a tras bandajul ăla până mi l-a scos. Degetul de mine se putrind. M-a condus la baracă un colonel medic. Dumnezeu să-l odihnească, rândușorul. Spune, zice, ai putea să ai o șansă să scapi din infecție. Care din infecție? Păi să lași plaga deschisă și poate Dumnezeu binecuvântează o muscă și vine și își lasă orele. Și orele alea, crezi, mănâncă infecția și a scăpat de infecție. Când am intrat în barac, baraca era lângă groapa în care cinci barăci, oamenii din cinci barăci veneau și își făceau nevoie. Deci vă dați seama ce fel de muște puteau să fie. M-am urcat în pat sus, plici. Și am stat așa, pe gânduri. Și m-am gândit la mamă. Când am văzut ce mizerie era și ce muște erau, deci nu mai am salvat. Deci merg la teatru picior și nu concepeam. Nu concepeam sub nicio formă să trăiesc. Aveam 20 de ani. Să trăiesc în picior teatru. Și m-am apucat și m-am rugat la Maica Domnului. Tot Maica. După ce am terminat rugăciunea, sau în timpul rugăciunii, dispăruseră toate muștele din barc. Nu se mai auzea un bâzit. Nu mi-am pierdut speranța. Mi-am pus fruntea pe genunchi și am început să mă gândesc la mine. Stăteam și mă gândeam, simt o mâncărime pe plată. O muscă își lăsa ouă. A fost a doua prezență a Maicii Domnului, de care am luat cunoștință și am fost sigur că ea a fost. După ce a zburat, am pus o cârcă cât de cât mai curată peste deget și am apucat să dorm. În fine, doctorul Brândușoiu a fost mai mult decât medic. Medicul șef al dispensarului, un evreu. Dumnezeu să-l odihnească și cum s-a Hartman. Mi s-a făcut milă de mine și m-a scutit. Mi-a scoat la muncă. Nu vă spun că au dat niște boli peste mine, de-aia v-am spus, drumul spre Valeriu Gafencu a fost foarte sinuos. Paradoxal.
stând la încoacitul mesii, dintr-un cazan în care ieșea fasole, scotea fasole, după ce eu am luat și am mâncat o jumătate și venea acolo la rând, în ciorbalul ăla scoate o căpățână, la care, al care împărțea mâncarea de ciorbalul. Ai avut noroc, ai ce mânca, creier de oaie. Acum m-am uitat foarte atent. Nu ți-e rușine, bă, porcul, tu nu vezi care e dinți de câine. Ne tăia câini și îi dădea ca mâncare de oară. Și pe loc am făcut un ecter metalic de toată frumusețea. Într-o jumătate de oră eram galben tot. Doctorul Brândușor. Ce? Domnule, ce? Noi nu avem medicamente aici. Dar îți dau un sfat. Uite, am să vorbesc cu doctorul Harman. Te scutească câteva zile de muncă și bei timp de o săptămână câte 3 litri de apă fiartă. Eu nu prea sunt împăcat cu băut. Ca să fie și fiartă. Și am scăpat de ei. Nu mâncam, dar beam 3 litri de apă pe zi fiartă. N-am terminat cu Victor, am dat de friguri, în vână de friguri. Slăbisem în ultimul hal, venisem un cadavru ambulant. Temperatură mare. Rău. Și-a mai dat o boală pe asta. Dizenterie. Ajuns în halul ăsta, m-am îmbolnăvit de prea mult. Grav. Doctorul Hartman, dragul din el, m-a băgat la raze și parcă i-a avut sentință. Scrie acolo, Anastasescu Octav, tuberculoză incipientă, ambele vârfuri. M-a scutit de muncă, până când a trebuit să părăsesc poarta albă. În ziua când ne îmbarcase, urma să ne îmbarcase, i-am stres cu bagajul cu tot, într-o barată.
în timpul când eram scos la muncă, eram ajutat de unul petrolan, în Ardelea, dar și de unul Serafim, care își merita de Serafim. Și stăteam să ne împacem camioane și la gare. La un moment dat, vine o echipă de gardie și se bagaje la control. Am mai la control. Ce căutam? Nu știu. Dar până să ajungă la mine, au fost vreo 60 de inci care mi-a făcut. Și ajunge la mine. Când ajunge la mine, apare unul care mă cunoșteam bine, dar nu eram într-o stare de prietenie. Deci acolo să nu căutați, că-l cunosc. Este imposibil să fi luat el slav. Înainte de a se întâmpla treaba asta, Petrovan îmi spune, zice, du-te afară că te așteaptă cineva. În timpul ăsta, Petrovan a luat slana furată și a băgat-o în bagajul. La clipă, nu la mic, la clipă apare păgubașul. Ce nu căutați acolo, e imposibil. Și trecea mai departe. În tren, înainte de a ajunge la Jilava, vine Petrovan. Zice, dă-mi voie să umblu în bagajul la mine. De ce? Ce să iau slană. Nemernicul a zis că e dibaș, dacă mi-a scoat afară. Nu caută cineva. A luat slană și a băgat-o în bagajul. Mi-am adresat câteva cuvinte din bine și făcea pe prieten. Dar ce e omul? Păi n-are dreptate prorocul Ioil când spune nebun este acela care are încredere în om. Căci omul este trup, iar trupul este stricăcios. Și am putea de acolo cu învățătul de mine. Și am ajuns la Târgu Ocna. La Târgu Ocna erau paturi. Și cu perni. Era penitenciar sanatoriu pentru tuberculoși. Înspre dimineață, dar era tot seara, trag capul spre stânga și ce privesc? Ce văd? O femeie oară, cu pieptul bun, cu sân, îl visez, sunt cam înăbunit. Cetățeanul a văzut mirarea mea. Zice, nu te sperie. Sunt bărbat, dar mi-au extirpat testicolul meu la Timișoara. O sărbat la securitate. Și-am căutat caracterul femeie. Obraj, bărat, sân.
Și am fost băgat a doua zi dimineață în spital, propriu zis. Acolo am întâlnit pe Aurel Caramitru, fratele actor. Actor care n-a vrut să recunoască pe frac. Pentru că fusese pentru că a murit. Înfrățire de cruce, dar era un înger. Un înger. Când am intrat, m-a luat în primire, ne-am cunoscut, am cam văzut fiecare cum are și ce are de-a face cu altul. Mă ia de mână și mă duce în camera 4. Cine era la camera 4? Valeriu Gafin. Într-o poziție pe care, așa cum l-am cunoscut atunci, așa l-am lăsat când am venit. Stând pe fund, în unghi, cu vorbia spre genunchi și cu mâinile înconjurându-și picioare. Și l-aud pe Aurel zicând, vreau să-l cunoști. Și-a aruncat Valeriu Gafin cu o privire către mine, care pur și simplu m-a câștigat din prima clipă. Înconjurase o lumină, caldă, plăcută, învietoare, care parcă, dacă ar fi avut voce privirea aceea, mi-ar fi spus, de când te aștept acolo? Și într-adevăr, 3 luni și jumătate am fost nedespărțit eu cu Aurel Caramitru de 4 luni. Tot, absolut tot de ceea ce avea nevoie, le satisfăceam după putere. În timpul ăsta, cât l-am asistat, fie în prima parte a zilei, fie noaptea, avea un glas îngeresc. Te îmbătai de atâta frumusețe ce era în glasul lui. Și îți vorbea numai de lucruri dincolo de orice fel de politică, de orice fel de partizanat, îți vorbea numai despre Iisus Hristos, despre dragoste, despre demnitate. Nu mai simțeam că sunt eu. Telefonul care i-a făcut așa. Ce-a fost? Nimic. Telefonul. Credeam că un avertisment. Mai tăi mă. Registrează cineva și a lăsat telefonul acolo. Continuă. Dar cei din sală, dacă se poate, dați telefonele pe silent ca să nu le angez. Am asistat la discuțiile în care era învățător și câștigător cu Richard Wurman, un evreu încreștinat, pastor luteran. N-a fost student la teologie, Valeriu, ci la drept. Dar toate lucrurile acestea
celor chisești. Le-a învățat el la lagărul de la Gavra și la Aiut. A avut posibilitatea să stea de vorbă cu învățați de tot felul. Și l-a înregistrat cu cele ce trebuiau ținute minte ca să fie transmise altor mai departe. Era un adevărat învățător, predicator. Toate bătăliile acestea, discutorii cu Wolfgang, ne câștiga. L-a dus pe acest evreu protestant în situația de a cere să fie încreștinat la ortodoxi. A făcut-o din interes. Toți medicii, indiferent, medici, deținuți, când încetea să urlă, pentru el, eu n-am auzit că vă ruga fencul, niciodată vă uită nu. Dar ăsta, ca să atragă atenția, urla. Și lăsau medicii pe ceilalți muribunzi și veneau la el. S-a lăudat că a trecut la ortodoxie, la creștinism. A rămas cu firea tot, iudeu. Valeriu Gafencu a primit de la studentul Stratan, care era oarecum îndrevenit ca sănătate și care mai avea puțin ca să fie îndurat, a primit streptomicină, medicamentul minune al acelor timp. Valeriu Gafencu, văzându-se în situația în care se află el, i-a cedat streptomicina lui Wolfgang. L-a făcut sănătos și pe picioare. Un singur lucru bun a făcut acest Wolfgang, că ajungând în America, a vorbit despre ticăloșenii comuniștilor în închisori. Dar a lansat inversul celor întâmplate. Că el a primit de la fiul său streptămicină și i-a cedat-o lui Valeriu Gafencu, care nu i-a primit, fiind într-o stare prea avansată de boală. Era un înfrânt. Dar Valeriu nu și-a asumat victoria. Aceste discuții se purtau în camera muribunzilor, în fața unor oameni de mare cultură, cum ar fi fost Părintele Gerasim Iso, Adrian Mani, ateu, și l-a dus la creștinism înainte de a mă l-a mătosit pe Hristos datorită intervenției continue a nevoie. Și pe mulți i-a făcut, în special intelectuali atei, un inginer, un filipescu, l-a dus la creștinism. E foarte greu să vorbești despre un sfânt, când tu nu ești sfânt. Și cred că și unui sfânt este greu să vorbească despre alt sfânt, decât într-un limbaj care nu este comunicativ, funcțional pentru toată lumea. Eu însă am avut darul de la Dumnezeu să-l pricep. De la el am învățat rugăciunea inimii, rugăciunea minții. Dar dintr-o anumită greșeală și el din când în când îi spunea rugăciunea lui Iisus.
ori este o greșeală, să spui rușina lui Iisus, ca și când Iisus și-ar fi făcut propria rugăciune pentru el. Și insista foarte mult pe expresia, pe sintagma, rugăciunea inimii, rugăciunea minții. Și am învățat de la el ca să spun această rugăciune cu una de puls. Pulsația și cuvântul din rugăciune. Și într-un timp m-a întrebat cum stau cu practicarea acestei rugăciuni. Și i-am spus că o repet de câteva sute de ori pe zi. Și îmi spune cu fața luminoasă, zice, Octavien, va sosi o clipă în viața ta, când inima singură, fără ordin de la tine, îți va cânta această rugăciune. Nu că eram dezmeticit astfel de minunții, mi-am arătat că e prea mult pentru mine să întâmplă așa ceva. Și pentru că în ziua de 1 mai anul 1951, camera mea era lângă camera de reeducare. Cine era șeful reeducării? Un student, nepotul lui Lucrețiu Pătrășcan, care se numea Muti Pătrășcan. Muti venind de la pafuncție, diminutiv, Muti Pătrășcan. Era o sperietoare fantastică. Când cineva auzea că va intra pe mâna lui Pătrășcan. Era discipolul lui Țurcan de la Pitești și de la Gheni. Ucigașul de mâna întâi. Omul Nicolski și al altor. Mâneam cu el. Îl chema Boris Grunder și era șeful securității statului. În ziua de 1 mai, așa cum fusese învățat studentul Dumitrescu, care era în minele torționarilor, în Perovo 5, în alt aminte de câte numele lui Maniu, Ion Maniu și alte. Când a început să lea la bătaie și a scos pantoful din picioare și a aruncat în geam și a zornuit spărtura aia de geam, unde s-a auzit în toată pușcăria. Când am, eu știam de chestia și m-am dus la geam, la sanatoriul ăsta din Benjar, aveam geam, ferestre. Și am început să strig, libertate, libertate. Au deschis ceilalți toți geamurile de la pușcărie și au început libertate. Asta se întâmpla pe 2 mai. Pe 2 mai, în fața pușcăriei,
Era un câmp care servea drept teritoriu de petrecere la zile mari. Și toți târgovnenii veniseră să sărbătorească pe 1 mai, să-l chefuiască la zile de Iisus. Și au auzit pe ei, s-au informat. Și atunci a fost prima dată, Radio Londra a vorbit despre ce se întâmplă în mușcările românești. S-a auzit, întrucât eram, marea majoritate erau studenți care au venit de la Pitești, toți au stat în pat. Niciunul n-a venit să strige în mine libertate. Mi-am dat seama de starea lor sufletească. Și probabil că am fost turnat la șeful echipei de educare. Și în ziua de 10 iunie m-am petrecut pe scări, nu coborând și locul, cu Ion Ianulin, care știa tot, avea hărnicia asta, aflări tuturor lucrurilor care se întâmplă pe ascuns. Și spune ce, fii atent, mâine sau pe mâine vii băgat la camera de reeducare. Avem încredere în tine și fă la fel cum a făcut mântuiesc. Când se întâmplă ceva, arunci cu pantofi în fereastră. N-am luat de mântuiesc. Și m-am dus la Valeria. Și între altele spun că s-a întâlnit cu Ion Ianulide. Mi-a spus că mâine sau pe mâine mă cheamă la... Era 10 iunie. Mă cheamă la Chimbi. Zâmbind, se uită la mine și îmi spune Sfântul, nu te teme, mâine te vei elibera. Deja făcusem 6 luni peste tenul meu, închisoare. Atât mi s-a dat de pedeapsă. Și într-adevăr, pe ziua de 13 luni, o echipă de securiști, în frunte cu maior, intră în salon, și întreabă ce, care ești bă, Anastasescu? Când am văzut, am văzut, zic, așa vezi o bază la camera de bagaj. Zic eu. Și fă-ți bagajul. Mi-am făcut bagajul, dar le-am făcut dându-i, mănuind că o fi eliberat, am lăsat toate lucrurile la orele care am eu, eliberându-mă și sosind acasă, cu o peretică de pantaloni, un crac dintr-o stofă și cracul celălalt în altă stofă. Eram sperietoare. Dar nu atât de mult sperietoare când în tren, stând pe sacul meu, pe podul roz, parcă văd și acum, în compartiment, niște domnișoare, în cap. Și una din ele a venit cu niște mâncare. Nu mă mulțumesc, sunt sătul. Ce nu se vede?
uitați ce se întâmplă. Și a venit la pușcărie, îi se vede, ce de... L-am văzut că se întâmplă de apropiat, vreau să ieși și am uitat, oare care... Ajuns acasă, în Ploiești, nu am prins direct acasă. Era zi de sâmbătă, 13 iunie. Cu o lună de zile înainte, probabil un gardian, un bandit. Vine acasă la noi și spune, dumneavoastră sunteți doamna Anastasie? Da, tata era căitor, a intrat în pizor. Deci eu vin de la Târgu Ogna, unde a fost închis fiul dumneavoastră. Eu l-am bărbirit când am murit. În acea zi, mama a crezut, tata a crezut, și pe 13 iunie, când a murit sora mea, mama mi-a făcut și mie pe astăzi și am nimerit acasă de parastatul meu. Nu le-a venit să creadă. Când m-a văzut, am crezut că sunt stafile. Și tata, binevoitor, a luat după umeraș și un costum de haine, făcut pentru un alt client, și l-a dat în domnul care a venit să se-mi anunțe. După ce m-am eliberat și acum s-a întâmplat minunea cea mare în care m-am încredințat că Valerul a fi nu vorbea de mine. Era un sfânt și vorbea greu de Dumnezeu. Am plecat la un prieten, la țară. Și aveam un domiciliu obligatoriu. Și când m-am întors, m-am găsit pe mamă. Prăvălia era închisă. Și unde-i tată? Și l-a arestat. A zis, te caută pe tine și nu te-a găsit. Și a luat. Și dăm ceva repede să mănânc. Să mă schimb, să mă spăl și să mă duc să-mi scoate. În timpul când trebuiam lucrurile astea, apare tot. Abia acum îmi dau seama în ce trebuie. Nu mi-a spus ce a fost la securitate. La securitate, găsindu-mă într-un garaj, unde mirosea urină de șobolan, nu știu ce. Uită o echipă de 5-5 și în frunte cu un loc de nemță. Andrănescu Costel. Și mă lua la întrebări. Trebuie de la tine. Cum te cheamă? Când ai fost arestat? De ce ai fost arestat? Și n-a trecut
Domnule și Doamnele mele, nici 5 minute și am dispărut din sfera gravitației. M-am văzut înconjurat într-o lumină greu de descris frumusețea ei, dispăruse în cadrul acestei sfere tot mirosul, iar eu pluteam deasupra și auzeam că sunt întrebat, dar nu știam ce mă întreabă. Și mă auzeam răspunzând, fără să știu ce răspund. A durat cam 4 ore. Când treceam deasupra locului unde stăteam, îmi vedeam gol. Deci eu existam într-alt loc. S-a adeverit până aceea îi va lua. Va veni în clipa în viața ta când inima îți va cânta Doamne Iisuse Hristoase și Dumnezeu și Minu. De când l-am părăsit și mi-aduc aminte, eram înconjurat de 3 securiști, am început în fața camerei lui și privirea lui s-a întâlnit cu privirea lui și ne-am vorbit. Adio, Valeriu. Încă o minune pe care ar fi păcat să trec peste ea, în noaptea de înviere a anului 1951, eram de gardă noapte la patului. Și stăteam pe marginea patului său și povesteam, se terminase slujba de pe mărul. Și credincioșii coborau luminile aprinse în mărul. Și mai bătea vântul și se stingea și iar se reaprindea. Și povesteam fiecare lucru pe care îl vedeam, îl povesteam lui Valeriu. Era încântat. La un moment dat nu mai aveam ce să-i spun, că spuneam mereu aceleași lucruri, la care el îmi spune ce continuă. Zic, păi nu mai am ce să spun. Nu, nu, continuă și te uite acolo. Și a fixat ochii lui în ochii mei și ce vedeam eu, zicea el pe gură. Și uite, acum am dat unul acolo. Acum am avut vântul și le-a stins lumânările. A rămas în mărmurit. Zic, unde te uiți? Ce nu chitești? În poziția în care era, el n-avea cum să vadă ce vedeam. O altă minune care m-a pus. Nu m-a pus pe gânduri, ca să nu cred în ceea ce făceam. M-a pus pe gând că se întâmplă atâtea și atâtea minuni. Dragii mei, multe aș mai avea să răspund despre Valeriu Grafenko, dar nu pot să închei fără să spun
că sunt foarte îndoit. Mâine se împlinesc 62 de ani de la plecarea lui la cea de 18 de ani. Fără să fiu îndoit de bună credință, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, care atât în legătură cu Marelul Găfăicu, cât și în legătură cu alți sfânt pe care îl iubesc, Arsenie Boca, nu au luat măsura canonizării lor. Nu mai vorbesc de canonizarea atâtor și atâtor sfinți a închisorilor. Cine dorește mai mult să afle despre Valeriu Găfăicu, au la dispoziție Cartea Sfântului Închisorilor, a Părintelui Jurnal Moise Iordan, Cartea prietenului său intim, Iulian Lider, Întoarcerea la Hristos, și atâtea și atâtea articole scrise fie de Părintele Iustin Pârul, fie de Arsenie Paciuc, fie de alții care au trecut pe lângă el și au avut meritul de a scrie pe hârtie ca să ne vână urmașilor faptele acestui sfânt, pentru care evlavia noastră trebuie să fie mare, continuă, și pentru că dumneavoastră, majoritatea dintre tine, duceți mai departe tuturor urmașilor, faptul că în România s-a produs cel mai mare Auschwitz în istoria Europei. Vă recomand, dar nu și celor bolnavi de inimă, să caute să găsească cartea lui Dumitru Bordean, Mărturisiri din mlaștina disperării. Acolo veți afla multe lucruri puse pe șleau și incredibile pentru o minte sănătoasă, o minte normală. Și totuși, cele povestite că s-au întâmplat, într-adevăr, s-au întâmplat. Și să păstrăm în suflet memoria tuturor acestor mărturisitori pentru Hristos și cei care l-au mărturisit pentru neamul românesc, pe care îmi doresc să rămână creștin până la sfârșitul veacului.